Binecuvântez numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Amin. Amin. Am sărbătorit nașterea Domnului. Am sărbătorit sărbătorile minunate în care ne-am bucurat aici cu toții. Unii am și mâncat aici împreună și a fost o bucurie pentru noi. Și Domnul să ne binecuvinteze în continuare și în anul acesta. Amin. Am început deja programul normal. Spuneau copiii, tati, trebuie să mergem, cum a fost ieri la biserică, și plin de bucurie au venit. Am spus, da, este program normal din nou. Nu mai este sărbătoare. Și Domnul să ne binecuvinteze, ne-am bucurat și aseară la rugăciune. A fost o seară binecuvântată. A fost plin acolo și am zis, ce minunat să încep anul cerând de la Dumnezeu, nu din altă parte, ca Duhul Domnului să lucreze. Domnul Iisus, după ce a crescut la vârsta de 30 de ani, a mers în fața lui Ioan Botezătorul și a fost botezat. Atunci când Duhul Sfânt s-a coborât peste el în chip de porumbel și spune cuvântul Domnului în Luca 4, așa de frumos vorbește, căci Iisus plin de Duhul Sfânt s-a întors de la Iordan și a fost dus de Duhul în pustie. Și după ce a fost biruitor în pustie, Domnul Iisus împotriva diavolului 40 de zile în post. După aceea spune cuvântul Domnului în 4 cu Luca 4 cu 14, Iisus plin de puterea Duhului s-a întors în Galileea și s-a dus vestea în tot ținutul din prejur. El învăța pe oameni în sinagogile lor și era slăvit de toți. Mărit să fie numele Domnului, plin de Duhul. Doamne, umple de Duhul Tău ce-au spus slujitorii Bisericii Muntele Sionului. Umple de Duhul Sfânt cântăreții Bisericii Muntele Sionului. Umple de Duhul Sfânt fiecare suflet din locul acesta. Și cu toții să fie slăvit Fiul lui Dumnezeu mare să fie numele Domnului. Era slăvit de toți. Plin de putere a început lucrarea. Plin de putere. Și acest psalm care s-a citit în această dimineață, după ce am auzit îndemnurile binecuvântate de la frați, după ce ne-au îndemnat, după ce ne-au vorbit din cuvântul Domnului, și am văzut căci Domnul a vorbit prin ei și am spus, Doamne, dă-mi și mie un cuvânt pentru popor, pentru frații și surorile din locul acesta. Și cuvântul Domnului din Psalmul 16 vorbește, este normal o profeție al cântărețului David. David nu numai că cânta, el făcea cântări. Acolo după ce omul lui Dumnezeu, Samuel, s-a dus și l-a uns cu un teren. El a mers din nou pe câmp și acolo forma cântări. Cântări de mii de ani care s-au cântat în templu, care poporul Israel, poporul lui Dumnezeu l-a cântat mii de ani și cântă și astăzi. Nu știu ce cântare a cântat Domnul Iisus în cenicii. Când s-a coborât, când a coborât scările, spune căci acolo de la cină au cântat o cântare înainte de a bea paharul suferinței. Poate a cântat Domnul cântare de-a lui David. Domnul este păstorul meu. Sau poate a cântat psalmul acesta, păzește-mă Dumnezeule căci în tine mă încred. Fiul lui Dumnezeu, mai să fie numele Domnului. O profeție a făcut David în psalmul acesta și profețește și spune în versetul 10 că nu vei lăsa sufletul meu în locuința morților și nu vei îngădui ca pe iubitul tău să vadă putrezirea. Cu mii de ani a fost profețit. Psalmul mesianic
profeții despre Domnul Iisus, că va trebui să sufere, dar va învia, mări să fie numele Domnului a treia zi. Și Domnul Dumnezeu s-a ținut de cuvânt. Și a treia zi Domnul Iisus a înviat. Și vedem, spune și Apostolul Pavel în Faptele Apostolului despre, spune la biserica din Antiohia, la frații din Antiohia, în Faptele Apostolului, capitolul 13, cu versetul 35, spune așa de fain. De aceea, mai zice și în alt psalm, nu vei îngădui ca Sfântul tău să vadă putrezirea. Și David, după ce a sudit celor din vremea lui, după planul lui Dumnezeu, a murit și a fost îngropat lângă părinții săi și a văzut putrezirea. Spunea evreilor ca să creadă că și psalmul acesta și profeția nu era despre David, ci era despre Fiul lui Dumnezeu. Mărit să fie numele Domnului. Și Petru, în Fapte 2, spune după ce s-a coborât Duhul Sfânt, după ce Duhul Sfânt s-a coborât peste ei și Petru a fost umplut de putere și spune cuvântul Domnului în Fapte 2 cu versetul 25 în jos. Căci David zice despre el, eu aveam totdeauna pe Domnul înaintea mea, pentru că El este la dreapta mea ca să nu mă clatin. De aceea mi se bucură inima și mi se veselește limba, chiar și trupul mi se va odihni în nădejde, că nu vei lăsa sufletul în locuința morților și nu vei îngădui ca Sfântul tău să vadă putrezirea, mărit să fie numele Domnului. Prinde putere și Petru. Omul care s-a repădat, omul care i-a fost frică în fața unei slujnice, s-a ridicat în fața evreilor, în fața preoților, în fața poporului și a început să predice, pentru că Petru era unul care a fost căutat de Domnul. Era unul care a umblat cu Domnul Iisus și plin de putere. Și așa cum am spus, plin de putere să ne ridicăm în picioare și să-L mărturisim pe El. Așa cum s-a spus și dimineață prin frații care ne-au îndemnat. Aici și afară, afară și aici. Venim aici să ne bucurăm cu frații, dar afară să dăm lupta, mărit să fie numele Domnului. Afară câștigăm premiul dintre ceilalți. Glorie Domnului! Doamne, ajută-ne! Ca fiecare din locul acesta să nu fie alergarea noastră în zadar și mai degrabă să fie, așa cum este titlul, Dumnezeu partea mea de moștenire. Dumnezeu partea mea de moștenire. Pentru că spune în versetul din acest psalm, în versetul 5 spune, Domnul este partea mea de moștenire. Întrebarea este la fiecare din locul acesta. Este partea ta și a mea de moștenire Dumnezeu? Domnul? Haideți să vedem în psalmul acesta, începând cu versetul 1 și 2, dacă într-adevăr partea noastră de moștenire este Dumnezeu. Păzește-mă, Dumnezeule, căci în Tine mă încred. Eu zic Domnului, Tu ești Domnul meu, Tu ești singura mea fericire. Versetul 2. Eu zic, Tu ești Domnul meu. De când ai mai vorbit cu Domnul așa? Să-i spui Domnului direct, Tu ești Domnul meu, aici și afară, afară și la muncă, la muncă și la școală. Tu ești Domnul meu, nu este altul în afară de Tine. În viața mea, de peregrin și călător pe acest pământ, în viața mea străină, în viața mea departe de cei dragi,
Au trecut ani și trec. Și s-ar putea ca Domnul să ne ia de aici. Să vină și să ne ia. Mărit să fie numele Domnului. Amin. Doamne, mărește credința, spuneau frații. Mărește-ne credința. Dar dacă avem măcar un pic, puțin să avem. Și Domnul mărește. Să vii să fie numele Domnului. Eu zic, tu ești Domnul meu. Domnul meu, care în versetul 1 spune că El mă păzește. Păzește-mă, Dumnezeule. Te-a păzit în anul, în anii care au trecut, Dumnezeu, ești recunoscător că Dumnezeu, acela care îl înălțăm cu atâta drag împreună cu biserica, te-a păzit, ți-a păzit pașii tăi, ți-a păzit familia, ți-a păzit copiii, ți-a păzit soția, ți-a păzit soțul. Plecând fiecare seară de acasă și mă duc în călătorie, dar de fiecare dată îmi sărut familia. Și nu mă duc departe, că dimineața sunt înapoi, dar de fiecare dată. Că trebuie să rămânem bine. Căci Domnul este Cel care ne păzește, mărit să fie numele Domnului. Și spunea Avram, urcând cu Isaac, duc în multe șerfă. Și Isaac se uită, știa Isaac cum să merge la șerfă. Copiii noștri trebuie să știe că în casa Domnului, cum este comportamentul. Isaac știa, tată, uite cuțitul, lemnele, focul avem, dar unde este mielul de șerfă? Și ce spune Avram lui Isaac? Ce spui tu copiilor tăi când te întreabă unele lucruri, când te întreabă de ce așa, tată? De ce nu avem și noi ca ceilalți? De ce și de ce? Știți ce a spus Avram? Domnul va purta de grijă, mări să fie numele Domnului. Domnul poartă de grijă. Învață-ți copiii. Să știe cum trebuie să vină în biserică, cum trebuie să comporte copiii, copiii lui Dumnezeu, copiii noștri, care ne credem în Dumnezeu, căci căci în tine mă încred. Credința. Am auzit de credință în această dimineață. Și spune că credința este o încredere neclintită, o puternică încredințare în lucrurile care nu se văd. Nu-L vedem pe Dumnezeu, dar va veni o zi când îl vom vedea față în față. O, ce minunat va fi, căci în tine mă încred. O credință. Nu mai este credință dacă vezi, dar acum îi crede. O credință fericită. În Cel care ne poate face fericiți în anul 2013. Căci în tine mă cred. Măriți să fie numele Domnului. Amin. David spunea din toată inima, spune și tu în această dimineață, în tine mă cred. Chiar când statisticile spun altceva despre tot ceea ce este în jur, tu ești acela care spui că Domnul mă păzește și în tine mă cred. Măriți să fie numele Domnului. Dacă mergem mai jos, spune căci tu ești singura mea fericire. Nu spune una din fericiri. Nu spune cuvântul Domnului căci Domnul este ceva fericit. Tu ești singura mea fericire. Amin. Amin. Trebuie să-L urci pe Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Amin. Pe cel mai înalt podium în viața ta. Ca creștin și ca copil al lui Dumnezeu. Mulți au venit în Spania și în alte părți au plecat din țară. M-a spus
destul să caute fericirea. Și fericirea ținta lor a fost poate o mașină, care acum este la fiere vieci, sau a fost o casă, sau două crezi, nu știu care a fost fericirea și ținta și nivelul. Și a spus, mă cred în Domnul, dar de ce te crezi în Domnul? Ca Domnul să mă binecuvinteze pentru atâta. Spune cuvântul Domnului că suntem cei mai nenorociți oameni de pe pământ, dacă numai în lucrurile acestea ne-am pus încrederea în El. Dacă numai pentru asta, au venit oamenii și au spus, ajută-mă, dar de ce? Uite, am auzit că ești pocăit și bunicul meu este pocăit în țară, spunea omul. Dar spunea numai ca să-l ajut. Și după ce a fost ajutat și l-am primit în casă, căci dormea în parc. Dormea în parc și spunea, el nu era din partea noastră și spunea el, ai mei nu mă primesc. Și a spus cu ani de zile căci nu era nici bunicul pocăit. Dar noi trebuie să fim buni cu toți. Măriți să fie numele Domnului. Păi singura mea fericire. Pot să spun în această dimineață căci pe treapta cea mai înaltă a fericirii nu este altceva decât este Domnul. Este Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Mări să fie numele Domnului. Ei sunt în viața ta. Păzește-mă, Dumnezeule. Păzește-mă, Tată, Fiul și Duhul Sfânt. Păzește-mă. Căci în tine mă încred. Tu ești fericirea mea. Singura mea fericire. Domnul să-mi binecuvinteze. Ca să spunem din toată inima. Căci El este fericirea noastră. Fără El... Poate Dumnezeu te-a binecuvântat în țara aceasta. Și ai spus, dacă am lucrurile acestea, sunt fericit. Și zic, și eu, Dumnezeu mi-a dat și am văzut că fericirea tot nu este acolo. Poți să ai oricât, că fericirea nu este în lucrurile materiale, dacă pe treapta cea mai înaltă nu este Dumnezeu. Se spune că inima este un loc de formă de Dumnezeu, de Jehova. Și locul acela nimic nu poate să-l umple. Nu poate să-l umple nici casă, nici bani, nici avere, nimic. Și este gol. Și rămâne gol. Și s-ar putea ca umplând după lucrurile materiale, golul acela să nu mai poți umplea niciodată. Să te spați de Dumnezeu. Doamne, binecuvintează-ne ca singura noastră fericire să fii Tu în viața noastră. În viața noastră de cântăreți. Spunea de David, căci David era instrumentul la care cânta Dumnezeu. Mări să fie numele Domnului. Omul după inima lui Dumnezeu era singura lui fericire Dumnezeu. Mări să fie numele Domnului. Și după ce tu ești plin de Dumnezeu, plin de puterea Duhului Sfânt, spune că paharul meu este plin de tău peste el, atunci te uiți și la cei din jur, la frații tăi. Atunci ai putere. Puterea aceasta, așa cum a avut Petru să se ridice în mijlocul mulțimii și să vorbească despre Mesia. Să vorbească despre împărăție. Și spune cuvântul Domnului căci în versetul 3 și 4, sfinții care sunt în țară, oamenii evlavioși, sunt toată plăcerea mea. Idolii se mulțesc, oamenii aleargă după Dumnezei străini, dar eu n-aduc jertfa lor de sânge și nu pun numele lor pe buzele mele. Sfinții care sunt în țară, oamenii evlavioși, după ce tu ești plin de Duhul Sfânt și de putere, tu te uiți în jur și vezi sfinții care să fie numele Domnului. Sfinții care sunt în țară, unii au plecat la Domnul, dar mai sunt în țară sfinții, oameni evlavioși. Și sunt și în Spania și în biserica Muntele Sionului. Glorie Domnului! Amin.
Sfinții. Aceasta este bucuria mea. Sunt toată plăcerea mea. Ce plăcere ai când vin casa Domnului să te întâlnești cu frații și cu sărorile, cu Sfinții Domnului, cu acei pe care Hristos Domnul a plătit un preț mare și a dat viața pentru toți. A dat viața și pentru mine și pentru tine. Ne-a făcut Sfinți. Sângele Lui a avut putere. Unicul sânge care s-a scurs pe Via Dolorosa și pe crucea din Golgota a avut putere să ne sfințească. Și suntem sfinți, măriți să fie numele Domnului, prin sângele Lui, prin jertfa de pe Golgota, care sunt în țară oamenii evlavioși, sunt toată plăcerea mea. Îți găsești plăcerea în altceva? După ce îți găsești plăcerea în Domnul și toată fericirea o ai în Domnul, singura fericire, după aceea îți mai găsești plăcere în cineva? Dacă nu îți mai găsești plăcere în frați, îți spun în această dimineață, tu nu îți găsești plăcerea nici în Domnul. Nici în Domnul nu îți găsești plăcerea. Că spune cuvântul Domnului, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată puterea ta, cu tot cugetul tău și pe aproapele tău, ca pe tine însuți. Așa merge scala aceasta jos. Sfinții care sunt în țară, oamenii evlavioși, oamenii care lucrează după cuvântul Domnului, oamenii care merg după îndreptarul acesta, care merge spre cer, măriți să fie numele Domnului, și să ne colonăm unul după altul și să mergem înainte, căci înaintea noastră merge Iisus, merge Cel care a plătit prețul pentru toți, merge Sfântul Israel. Toată plăcerea s-o găsești în frați și în surori. Căci dacă nu, pierzi de Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, în frații care se luptă, în frații care umblă evlavioși, în frații care spun, așa cum a spus Iosua în vechime, când a spus poporului, alege astăzi cui vrei să-i slujești. Și El a spus că despre mine, eu și casa mea, voi sluji Domnului. Măriți să fie numele Domnului! Aceasta să ne fie anul acesta, că despre mine, eu și casa mea, voi sluji Domnului. Și apoi, vei căuta pe frați, vei putea să cauți pe frați și pe surori. Aceia oameni sunt care merg și duc cuvântul mai departe. Aceia oameni evlavioși, care caută pe Domnul, oamenii evlavioși, sunt toată plăcerea mea. Este plăcerea ta să mă găsesc pe mine în această dimineață aici la Bon? Poți să spui un amin? Este plăcerea ta să mă vezi aici? Sau crezi că dacă sunt aici, sunt mai bun ca tine? Dar suntem evlavioși și sfinți, cum am spus, prin Iisus Hristos. El ne-a dat meritul ca în această dimineață, o zi frumoasă cu soare, să fim în casa Lui și să lăudăm pe El. Poți să mă vezi așa cum vin frații în față și spun părinții din toată inima și nu spun un amin? Vin frații și cântă și nu spui nimic, nu te interesează? Vin frații și dau un temnul și spune cuvântul Domnului și poate, cum spunea fratele, poate e bârfin. Doamne, ferește-ne de lucrul acesta. Spunea un frate când am trecut când mergea cu tinerii la sala tinerilor și un frate din Cluj a vorbit acolo din cuvântul Domnului și spunea despre o soră căci vreau să fac doar o paranteză, nu este din textul acesta. Spune căci, frate pastore, nu pot să nu bârfesc, spunea ea. Este în inimă bârfa pentru toți și când aud ceva, repede să vorbesc la alții. Să spun la alții, nu puteam.
Și acum, cum merge pe internet lucrurile acestea, să ne ferească Dumnezeu. Pe bărba. Să ne ferească Dumnezeu. Cum merge pe telefoane mobile. Un mesaj scurt și pot să ruinez o familie sau un frate care slujește. Și spunea fratele, uite, am un medicament, soră. Care este? Spunea el. Pentru că degeaba spunem că suntem așa dacă nu spunem și ceea ce să luăm împotrivă. Și spunea fratele, citește Scriptura, începe și citește Scriptura, dar mai mult spune, intră în post. Tu intră, soră, în post? Dar cât? Spunea el. De la 3 zile în sus, 3 zile necurmate, au zis, tinerii nu știu ce înseamnă, pentru că nu i-am învățat lucrul acesta. Ce 3 zile necurmate? Ne-au învățat părinții noștri, 3 zile de post. De când am mai postit anul? Postit anul trecut, 3 zile, Doamne, necurmat. Și sora aceasta a început postul. Și după câteva luni dă telefon la fratele și spune, măriți să fie Domnul, căci nici nu mai vine să mai bârfesc. De ce? Nu mai pot. Sunt tot cu Biblia în mână. Sunt tot cu Domnul. Postul acela și Scriptura m-a apropiat de Dumnezeu. Nu poți să te lași de bârfă, intră în post. După 3 zile de post necurmat, nu-ți mai arde să bârfești pe fratele. Și vorbești de rău. Doamne, binecuvintează-ne. Să stăm în post și în rugăciune. Să ne uităm la frații noștri care sunt evlavioși și sfinți și să ne bucurăm cu ei. Bucurați-vă cu cei ce se bucură. Plângeți cu cei ce plâng. Noi facem invers. Plângem cu cei ce plâng și când le merge bine, nu ne mai bucurăm cu ei. Nu ne mai bucurăm, nu ne mai place. Uite-mă, acum îi merge bine. Și-o cumpăra mașină, și-o cumpăra casă. Dar de unde are bani? De ce fii bărfești? Nu ne mai bucurăm. Bucurați-vă cu cei care se bucură. Mări să fie numele Domnului. Când ne vom bucura în cer cu Domnul. Și dacă de aici, de aici trebuie să avem bucuria cu noi, care vine din roada Duhului. Vine bucuria. Duhul Sfânt care este în noi. Ne arată în afară ceea ce suntem. Dragostea, bucuria, pacea. Doamne, binecuvântează-ne. Și spune în versetul 4, idolii se înmulțesc, oamenii aleargă după Dumnezei străini, dar eu n-aduc jertfa lor de sânge și nu pun numele lor pe buzele mele. Ai partea ta de moștenire, este partea ta de moștenire Dumnezeu? Cum stai la examenul acesta? Idolii se înmulțesc, oamenii aleargă după Dumnezei străini. Aleargă oamenii. Unde aleargă? La biserică? Unde aleargă oamenii? La fapte bune? Unde aleargă oamenii? La spitale? Aleargă după Dumnezei străini. Dar eu, tu ce faci? N-aduci jertfa lor de sânge și nu pui numele lor pe buzele, nu pun numele lor pe buzele mele. Frați și surori, idolii este tot ceea ce iubim mai mult și ține mai mult decât la Dumnezeu și la frați. Idolii care ne înconjoară, ceea ce vedem, ceea ce ne arată pe toate posturile de televiziune și pe internete, arată idolii. Copiii noștri sunt încântați de idolii a fotbalului, de idolii al filmelor. Poate și tu. Idolii se înmulțesc. Se înmulțea pe timpul lui David. Nu se înmulțesc astăzi? Nu suntem plini de idoli peste tot? Că nu mai poți să mai mergi pe drum de ei. Treci cu mașina și treci un idol de asta. Cu
Vreo 50 de oameni și-au trebuit să stăm o jumătate de oară până a trecut idolul. Dar acesta este un idol pe care noi nu-l primim. Dar mulți idoli avem în casa noastră. Mulți idoli ne manifestăm de multe ori. Poate chiar și aici la Amvon, cu mulți idoli, cu mulți actori. Poate chiar aici în față, la cântări, la poezii, ne manifestăm și manifestarea noastră. Pentru că dacă te-ai uitat și de la 2-3 ore în plus la televizor, vii cu imaginea aia aici. Idolii se înmulțesc. Idolii se înmulțesc. Oamenii aliargă după Dumnezei străini. Dar tu ce faci? Care este locul tău? Dar eu n-aduc. Dar ce aduci? Dacă n-aduci jertfa lor, ce aduci? Vii cu rugăciune. Mai ai locul acela în căvăruța ta unde stai în prezența Duhului Sfânt? Unde stai în prezența Domnului? Mai ai locul acela acolo la spăla de vasă unde prezența Duhului Sfânt vine peste tine când cântai? Mai ai locul acela la locul de lucru? Spuneam un frate, învățam o poezie și acolo în mașină mi-am pus în piept cu poezie aici în Spania. Până am învățat-o și spunea el, de multe ori curgea lacrimi pe față, pentru că era prezența Duhului Sfânt acolo. Unde este locul tău? Doamne, binecuvintează-ne în această dimineață, ca locul nostru să nu fie între idoli, ca locul nostru să nu fie la jertfele lor și să nu pui numele lor. O, câte nume nu știm noi. Nu știm numele celor 12 apostoli, dar știm numele folbaliștilor. Întreabă-i pe copiii noștri dacă nu știu. Mulți dintre ei nu știu cine sunt și numele celor 12 apostoli. Nu știu, dar știu. Știu altceva, ceea ce nu, tu nu știi. Nu pun numele lor pe buzele mele să vorbești despre ei. Vedeți, pe unii nu știu, zic, nu vin să dau un lemn, dar au un har când vorbesc despre altceva, despre alți idoli. Așa știu și așa cuvânt au. De mă uit la el și spun, bă, omul acesta, dar pune mâna pe Biblie, mai întrece așa. O memorie extraordinară, dar o folosim în altă parte. O folosim la alți idoli decât la Dumnezeu, la singura noastră fericire. Doamne, binecuvintează-ne. Și spune mai jos, o moștenire plăcută mi-a căzut la sorți, o frumoasă moșie mi-a fost dată. Mări să fie numele Domnului. Mi-a căzut la sorți. Și vedem ceea ce spune și Apostolul Pavel în Romani. În Romani 8. Spune căci în Romani, capitolul versetul 16 și 17. Însuși Duhul adeverește împreună cu Duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu. Și dacă suntem copii, suntem și moștenitori. Moștenitori ai lui Dumnezeu și împreună moștenitori cu Hristos. Dacă suferim cu adevărat împreună cu El, ca să fim și proslăviți împreună cu El, măriți să fie numele Domnului. Ești moștenitor al împărăției lui Dumnezeu? Este o întrebare în această dimineață. Știi ce mărturisește lucrul acesta? Ți-ai pus întrebarea că și fratele Ionel nu poate să mărturisească și niciunul din conducere lucrul acesta că tu ești moștenitor al cerului? Cum stai cu Duhul Sfânt? Cum stai cu umplerea Duhului Sfânt? Duhul Sfânt mărturisește, adevărește împreună cu Duhul tău. Împreună este Duhul Sfânt împreună cu Duhul tău. Poți să spui lucrul acesta? Stau împreună? Lucrează împreună? Împreună la cântare? Împreună la poezie? Împreună la cuvântul Domnului? Împreună la facerea binelui? Împreună? Adeveresc. Duhul Sfânt adeverește. Și Duhul Sfânt adeverește în această dimineață. Căci dacă după masă vei pleca la Domnul, ești sau nu ești moștenitor al cerului? Duhul
Duhul Sfânt. Cuvântul lui Dumnezeu care vine de la scris de oameni lui Dumnezeu inspirați de Duhul Sfânt. Direct de la Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Măriți să fie numele Domnului. Duhul adeverește în partea mea și în partea ta, dragul meu, adeverește că ești sau nu ești copilul lui Dumnezeu. Și suntem, spune, și dacă suntem. Copiii sunt deși moștenitori. Mări să fie numele Domnului. Cuvântul Domnului spune căci versetul 5, așa cum am spus din Psalmul 16, spune căci Domnul este partea mea de moștenire. Domnul este partea.
Dumnezeu partea noastră de moștenire. Spune Petru în această dimineață. Poate te uiți și spui, nu mi-ai dat nimic, Doamne, dar ce vrei? Nu mi-ai dat casă, nu mi-ai dat asta, asta, asta. Dar dacă Dumnezeu le-a făcut pe toate și tu ai pe Dumnezeu, ai totul mărit să fie numele Domnului. Ai totul! Dar ai veșnicia mai mult ca toate acestea. Slăviți să fie numele Domnului. Ai pe Domnul. Domnul este partea mea de moștenire și paharul meu. Eu binecuvintesc pe Domnul care mă sfătuiește că și până și noaptea îmi dă îndemnul. Cine te mai sfătuiește? Ce sfaturi mai primești? Primești sfaturi de la Duhul Sfânt? Primești sfaturi de la Domnul până și noaptea? Până și noaptea mă sfătuiește, îmi dă îndemnul. Cine îți dă îndemnul? Cine te sfătuiește? Și cum am spus, actori? Te sfătuiește președintele Spaniei, știrile de la televizor. Cine te sfătuiește? Domnul mărit să fie numele Domnului. Duhul Sfânt te sfătuiește. Și noaptea, și te trezești dimineața. Te trezești. Spuneau soară, stăteam în spital, în asteze, m-a anesteziat, am adormit total. Și m-am trezit la un moment dat. Cântam o cântare. Așa de frumoasă, spunea. Și le-au spus, mai bine nu mă trezeam, așa de frumos a fost. Un moment cu Domnul. Oh, ce mare bucurie va fi în cer! Oh, ce mare bucurie va fi aceia care vor moșteni cerul! Vor moșteni pe Dumnezeu! Domnul să ne binecuvinteze! Amin. Și vreau să mă duc spre încheiere. Versetul 11 spune, îmi vei arăta crearea vieții. Mintea feței tale sunt bucurii nespuse și dezvoltări veșnice în dreapta ta. Îmi vei arăta crearea vieții. Doamne, anul 2013, pentru fiecare rugăciune care nu a fost încă, zicem noi, ascultată, dar a fost ascultată, dar Domnul încă nu și-a întins mâna Lui. Doamne, arată cărarea familiarilor noștri care stau departe de Tine, care ne rugăm cu atâta dor să fie aici. Arată cărarea aceasta vieții. Că cărarea aceasta duce acolo unde este și moștenirea și moștenitorul să fie să fie Amin. Înaintea feței tale sunt bucurii nespuse și desfătări veșnice în dreapta ta. Înaintea feței tale sunt bucurii nespuse. Ce bucurii frumoase! Aici în casa Domnului ne bucurăm. Aici în casa Domnului, dar apoi o veșnicie, desfătări veșnice în dreapta ta, Dumnezeule. Mări să fie numele Domnului. Doresc ca fiecare din locul acesta să spună din toată inima, Dumnezeu, partea mea de moștenire, pentru mine și familia mea, pentru cei dragi și pentru Biserica Muntele Sionului. Amin.